În ultimele 24 de ore, traficul de persoane și mijloace de transport prin vămi a fost de aproximativ 157.000 de treceri de persoane, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din România, și de peste 40.000 de treceri de mijloace de transport. În zonele de competență, polițiștii de frontieră au constatat 11 fapte ilegale, dintre care 5 infracțiuni și 6 contravenții săvârșite atât de către cetățenii români, cât și de străini. Iar valoarea amenzilor contravenționale aplicate se ridică la 10.700 de lei. De asemenea, au fost descoperite independent sau în colaborare cu alte instituții bunuri nedeclarate ce urmau a fi introduse ilegal în țară, care depășeau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 2.500 de lei. Polițiștii de frontieră nu au permis intrarea în țară a 12 cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege și de asemenea nu s-a permis ieșirea din România unui număr de 21 de cetățeni români din diferite motive legale. Oamenii legii reamintesc că accesând aplicația online media timpilor de așteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei deschise traficului internațional, se pot vizualiza punctele de trecere a frontierei care sunt marcate în funcție de trafic și de timpii de așteptare în culori diferite. Timpii de așteptare sunt actualizați în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-și reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute.